Hai de-i, dă-i bătaie. Ia-o. L-ai luat? Hai ca să-mi fac și eu plinul la sticluț. Du-te acolo să ții, să dau ăsta bătaie. Ia uite mă, să ține de acolo. Mi-a făcut și o surpriză mașina de dimineață. Ce? Baterie? E, ca la mine. E sezonul. Ține. A mea e nouă. A nouă, are una. Păi ce, o schimbi sau ce? Ce să e originală, de 2012. Trebuie să a, 2012. Bun, zici ceva, dragă, mă, cu ce s-am făcut? Era unul să dea peste mine de luni, am băgat niște mâini. Bă, păi degeaba pornește, că te lasă când ți-e luna mai dragă. Te lasă, gata, nu mai am cum. Știi, când te lasă, când te grăbești și trebuie să și ce-am făcut? Am apăsat pe buton și normal, ea trebuie să își bate de tot ăla, să-mi grăbești și pornește singur. Doar s-a a făcut de ea. Am luat un pic, am și-a luat-o la automat. Da. Ui, bine. Da, Florin știe cum stătea în baracă pe ploaie. Și cu un sac că nu merge. Și făcea calcul. Da, bine că am scăpat cu bateria, când credeam că sunt alte chestii mai grave. Ai avut meseriaș, ce să mai... Da, am avut meseriaș, da. Eu credeam că sunt alte chestii mai grave, știi? Vreau să o pun pe platformă. Mi-a zis schimbă-o. Știi, n-ai decât ce să faci? Hai că te învăță ce să iau, nu știu. Ia bateria de la centrală. Start-stop asta. Fie nou, nou. A, nu. 70 de amperi. 700, nu știu cât dracu de pornire. Cu ce avem schema asta pe care a ieșit? Hai, bagă-le aici, da. Frate, e salariu mâine, mă, ce e? Dar plec în Germania, paie, ce fac? Ții, da? Gata? 300 de lei? 800! Vrea să financeze, dar nu... Să lasă pe cupași. Dar am mai fost cu el până la Constanța să-mi iau schijeta asta, bă, bă! Când am ieșit pe auto, bum! A spus un furtun! Da, bă, ieftin, cât erau? 8 milioane? Nu, bă, așa era normal, l-am găsit pe aibat, mai ieftin așa. La Păcănel. Păi ce mă, ți-ai luat schijet? Păi ia, nu să-mi iau vara asta. A, ah, dar n-ai mai luat. Luase toți prietenii. Aha. Eu m-am dus să-l cumpăr. Să-l ție aici, gen? Să-l cumpăr. Bine, dar să-l ție aici, la... Da, și m-am dus acolo, l-am scos pe apă să-i facem probă. Da. Și ce dracu a făcut, mă? Avea un jug slab. Yeah. Ah, nu mergea... Avea un jug. Îi tăia benzină. Da, slab. Ah. Când îi scuzeam mai tare, dar la ce? Ce las ca un mecanic, mă duc, îl fac, când e gata, te sun și zi să-l iei, știi? Uh-huh. Între timp mai m-am uitat eu până pe acolo, am găsit o mașină, i-am luat mașina, i-am luat tata. Îi zic că la până nu trebuie să fim, gata. M-a sunat pe la după noapte, hai vin o să-l iei. Uh-huh. Am luat un prieten, că eu n-aveam cârlig la mașină, ne-am dus, am ajuns la 12 noapte la Constanța, l-am pus pe lac. Băi, cox, a pornit cât avea benzină în carburator, s-a oprit. Da.
Stai, demontează-l, fute-l, i-am găsit, până la urmă era un furtun de la benzină ieșit de acolo, știi? Păi și l-ai mai luat sau nu? Păi ce, i-am pus furtunul pe urmă, nu știu ce dracu, avea altfel, zi, bossul meu, ia, dă, că... Și cât? Păi cât e unul, mă, SCH? Cât era? De ăsta mai vechi, așa, vreo 5.000. Ia-ți-mi. Am 5.000, te zic. Și așa te înțelesești tu pe la 5.000? Da. Cu tot cu peridot. O, cu tot cu peridot. Și eram doi timp. Adică cu amestec de benzină, noi eram patru timp. Cum? Că în aceea zi și-a luat un prieten, cât a dat un sarmă? 14.000, 15.000. Ca lumea, nu? Vezi că am și 100 câți cai ar fi. Vreo 140 de cai. Sau 300 de cai. 300 de cai. Hai, mergem cu el la poliție. Mâine, știi, a doua zi ploua, ia că nu... Și mi-a venit așa pe cap, zic... Păstrează-mi că dacă îmi iau unul nou și-am terminat... Păi unul nou cât e? 15.000? De la 10.000 în sus. Băi, băiete, pune-i distanțierul. Și uite-te la cot să vină fix înspre tine. Să n-aibă cotul. Împinge-l mai sus, dă-l mai sus. Eu dau? Să vine perpendicular. Nu, asta mă, asta. Ce? Asta. Băi, să nu vine stânga, dreapta, vine, să vină vine perpendicular pe fațadă. E bun, eu dau? Eu dau? Da. Gata, mai început cu lătratul. Are program. Gata, mă dau jos. Hai, câțiva pași în spate. Nu cum am avut. Bolovocu așa spune. Așa spune el. Ia zi, overul. Îl las așa? Vino să apeși nițel de el. Apasă de... Da, bă, mai bine apeși aici, drept. Adică, hai, e bine așa. Lasă așa, unde-i trag eu. Stai așa. Nici că puțin. Bine, cred că era și ultima săptămână din final. Parcă așa era. Da, dacă voi să pleci. Când ai vrut tu să iei schijetul? A, era forjat. Era ultima săptămână din august, adică... trecea vara. Bă, nu, a, dar și el cred că trăsese toată vara de-aia. Da, în seama. Omul prea trăsese, că era de la mama dracu. A, nu era de la mare de acolo. Bă, de unde venise, mă? Nu-l forjease pe litoral aici. Da. Era de departe. Păi și avea el scuterele alea schije la Sibiu? Da, pleca cu el. A, lua cu peridocul. Cu peridocul și cu tot, se pleca toată.
10, au... Păi și ai voie, bă, dacă te duci cu el, așa ai voie să te dai jos pe o baltă, să te dai cu el? Dacă ai permis normal, dacă ai permis de asta, cu șofer. Ai voie, nu? Eu zic că-i drept. Eu dau, da? Ia vezi, prietene, brida asta l-altă. Ia vezi. Ia vezi asta? Mai bate. Acum ală. E bun? Da. Pici că pe ăla primul care l-a luat, l-a stat în timp nouă. Nu e ce așa. O să am pucit de iasă, mă regret. Am pus el la el, dar picioarele alea nu le-am pus. Că era și el la mică, nu știu că avea și etaj. Păi și unde era? Păi ce pula mea, bă, să le-ai pus în geamă, în telefonul ăla asta, mă? Fa, să le-ai pus pe alea, mă, mana. Nu, 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 nu,